Consiliul Local al Municipiului Călăraș s-a întrunit joi, 28 octombrie, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 25 de proiecte de hotărâre care au fost aprobate cu majoritatea de voturi. Proiectele au vizat vânzarea unor terenuri, dezmembrarea unor loturi de teren, rectificarea bugetului și desemnarea reprezentanților Consiliului Local Călăraș în comisiile de administrație, precum și comisiile de evaluare și asigurare a calității ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Călăraș. Sunt o ședință ordinară, înainte de a trece la lucrările dezbaterii în sine, vă rog frumos să vă înscrieți la interpelări. Doamna Chirmon, domnul Mirescu, domnul Călin, doamna Luca, Mariana, doamna Chirmon, aveți cuvânt. Cred că nu este chiar o interpelare, îmi doresc să fac doar o informare și să aduc la cunoștința executivului și colegilor noștri că în orașul nostru se întâmplă și lucruri frumoase. Nu numai frica de pandemie, situația asta deosebită. Doresc să aduc la cunoștință că cu puțin înainte unul din scriitorii noi scriitori ai orașului Călăraș, Bițuica Dan, și-a lansat cărțile, cele trei cărți valoroase, pentru că este recunoscut de Uniunea Scriitorilor. Lansarea de carte a avut loc nu demult, în prezența reprezentantului Uniunii Scriitorilor, Lucian Ciuchete, și cred că este o mândrie și pentru noi călărășenii. Rugămintea mea este, dacă se poate, la ședința următoare, să-l invităm pe domnul Bițuică Dan să-și prezinte cărțile, pentru că eu consider cultura constă în și în printre altele și literatură, nu numai alte evenimente. Vreau să spun că și-a lansat trei cărți foarte frumoase, una dintre ele am avut și eu ocazia să o citesc. Una din ele este Ce este grilajul din fereastră, a doua Cântecul lacului și În zor să mă ierți. Nu, eu propun, ca să recunoaștem dumneavoastră, eu nu v-am întrerupt, da? Doresc ca să îl invităm și... Președinte, fiți atent, s-a scăpat ședința de mână, deci și eu am intervenit, pentru că s-a fost atent. Bine, poate dumneavoastră nu vă place literatura. Eu vorbesc pentru cei cărora le place să citească. Deci, domnul primar, poate putem să onorăm acest... Și premiat, domnul. Măcar o diplomă și să recunoaștem efortul acestui om, pentru că e un lucru frumos. Și o emblemă frumoasă și pentru orașul nostru, din moment ce el e recunoscut la Uniunea Scriitorilor și e păcat. Mulțumesc frumos! Da, eu aș vrea să aduc în discuție problema accesibilității municipiului Călăraș. Am vorbit cu câteva cetățeni ai orașului care au anumite dizabilități și mi-au atras atenția că sunt foarte multe lucruri în neregulă la capitolul ăsta. Trotuarele sunt de foarte multe ori impracticabile, oamenii care circulă în cărucior nu se pot deplasa cu trotuare. Și asta e valabil și pentru mamele care și duc copiii cu căruciorul. Foarte, foarte multe străzi nu au trotuare, nu au bordura coborâtă la colțul străzii la trecere de pieton și spre surprinderea mea chiar astăzi am plimbat pe toată strada Plevna, poate mai puțin de 50% din intersecții au bordura coborâtă la trecerea de pieton. Fiind o stradă nouă, mă gândesc că ar fi trebuit să ne gândim mai bine la asta. Propunerea mea, domnule primar, este să vă gândiți la posibilitatea de a avea un consilier pentru dedicat problemelor persoanelor cu dizabilități. Deci, domnul consilier, dacă îmi permite, vă fac și răspuns. Deci așa a fost proiectul acolo. Dacă ați urmărit așa și așa cum spuneți dumneavoastră și nu au acces la trotuar aceste persoane cu dizabilități, o să merg acolo și o să rectificăm dacă nu e ceva în regulă la momentul acesta. Mai mult, dacă mergeți pe unde am asfaltat cu cei de la spații verzi, o să vedeți că am ținut cont ca la fiecare
intersecție unde trebuie să facem, am făcut aceste coboruri. Am văzut, eu vorbeam de fermată. Nu, dar o să mergem acolo să vedem cum a fost proiectul și ce putem să facem. Și mai sunt și celelalte care nu sunt făcute. Și ținem cont, da, dar nu putem acum să intervenim acum ce nu s-a făcut în 30 de ani. De unde sunt străzile. Nu, deci unde intervenim? Deci unde intervenim? Discuția a fost în felul următor. Trebuie să ne gândim la mamele cu copii când trec cu căruciorile, da? Și persoanele cu dizabilități. De aceea, la fiecare trecere de intersecție, unde avem intersecții, se face coborârea de pe trotuar ca să poată să aibă acces suficient. Ca o completare la asta, cea mai urâtă zonă, din punctul ăsta de vedere, pot să spun așa, e între Peni și strada Stejarul, unde jos sunt parcate mașini și sus sunt treptele foarte mari și destul de greu să urci cu un cărucior, un copil sau... Deci o să studiem și să vedem acolo cum putem să intervenim la... Și chiar o să ținem cont și să ne aduceți aminte ca să putem să bugetăm când vorbim de buget la anul, ca să putem să intervenim acolo. Da, o să trecem acolo, domnul... Da, rugămintea mea era să studiați eventual și posibilitatea asta. Mi se pare că oamenii care înțeleg cel mai bine problemele astea sunt oamenii care sunt în situația de a se deplasa prin oraș în condiții de astea. Și poate un consilier în sensul ăsta... Nu mai trebuie un consilier în sensul acesta. Okay, este vorba că trebuie să ținem cont în proiectele pe care le facem, ca la fiecare intersecție să avem aceste coborâri pentru a le crea confortul necesar de a trece dintr-o parte în alta, că despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba? Este vorba despre deplasare în general. Da, dar ca să facem, știți ce se întâmplă? Orașul nu suferă numai de aceste coborâri la trecerile, la intersecții. Orașul suferă și de trotuarele pe care se circulă, exact, dacă ne referim. Exact. Și atunci, dacă ați văzut anul acesta, am ținut cont de aceste... Încercăm să facem toate, dar nu putem să le facem toate. Eu știu, și am văzut. Datoria mea este să aduc... Sigur. Dar asta am vrut să vă spun că și nu ne gândiți la fel. Domnul Călin Cătălin. Am tot văzut, mai ales după noile restricții apărute de săptămâna asta, de situația celor care au vrut să intre, să plătească taxe, impozite, să obțină diferite hârtii, mai ales de la asistență socială, și nu au putut să intre pentru că nu au certificatul verde, conform legii. Se poate instala un punct mobil în zona acestor instituții? Poate îi ajută pe oamenii ăștia să plătească mai repede? Duceți-vă ideea până la capăt, că dacă vă gândiți numai să punem așa un cort în care se pune o persoană și ce să facă persoana aia, că oamenii au destul de multe probleme. Da, noi ne-am gândit și cineva, de exemplu, la primărie aici, prin rotație, fie este cineva acolo afară, preia problemele, se duce la cel care se ocupă de problemele respective și vine și interacționează cu omul afară. Ne-am gândit la chestia asta că legislația a fost proastă, în punctul ăsta de vedere, și nu ne-am pregătit cu nimic. Adică au zis, clar, nu intrați decât dacă aveți certificat. Și ce facem dacă trebuie să le dăm un certificat de deces? Dacă vine aparținătorul, nu-l dăm? Da, despre asta nu. Da? Păi da, dar dacă ne ducem mai departe, iarăși legislația este foarte proastă, pentru că trebuie să semneze undeva. Ce să-i facem? Să-l trimitem acasă, să-i spunem să-și facă semnătura electronică? Sau să ieșim cu registrele în stradă, să le spunem? Normal că o să-l las, să intrăm acolo, să-i creez un culoar, o zonă de securitate și o să semneze. Momentul. Bun, dar tot avem afluența asta de oameni. Nu, deci încercăm să găsim soluția asta, încerc să vă spun. Încercăm să găsim soluții adecvate în care oamenii ăștia să poată să rezolve problema. Cu toate că este destul de greu. Adică să faci naveta cu niște hârtii, să vină cineva, să stea, să spună, să vină, iar oamenii, da. Ce să facem? Vor să-și plătească taxele, nu mai lasă plătească taxele. Spune să ce să facă? Iau banii și mă duc la ghișeu. Uite, ți-am adus chitanța. Deci este foarte greu de interacționat în momentul în care au dat această legislație și au spus, voi nu mai aveți voie să mai intrați în nimic, nicăieri. Și dacă îmi permiteți, da? O problemă, de exemplu, la ridicarea cărților de identitate, este un sistem cu camere video care este cuplat la serverele centrale ale instituției superioare și, efectiv, prezența fizică a celui care își ridică această carte de identitate este absolut necesară ca să-i facă cuza facială. Deci, să zicem că acolo nu e o problemă, fi stare de alertă, se prelungește valabilitatea documentelor până la trecerea stării de alertă. Dar ce facem mai departe? Că
Au venit foarte mulți care au bar. Da? Au venit și au spus ce faci, terminați. Au dat legi și spune sec. Da? Barurile, cafenele și nu mai știu ce, le închid definitiv. Păi ce le facem la oamenii? Că destule am omorât anul trecut, îi omorâm și anul ăsta. De ce nu i-au lăsat 50 cu 50? Ca peste tot. Dar asta am spus. Ei au făcut o legislație pe picior așa și n-au mai ținut cont de ce e în piață. Și aia facem așa și după aceea mai vedem. 500.000 de cazuri pe zi, 500 de morți pe zi. Eu sunt de acord. Dacă era, trebuia să închidă tot. A fost bună, e clar. Deci, guvernarea asta care a fost acolo și ce au făcut ei la momentul ăsta, n-au făcut bine. În punctul meu de vedere. Și e punctul meu care mi-l asum. Nu poți să spui că las cel care are alimentație publică și vinde 3 sandvișuri și poate să aibă 50 cu 50 afară, da? Și restul închizi. Nu! Lasă-i, Dumnezeu, să trăiască! Ca și aia omorând și pe aia care au comorbidități. Ca și aia care au comorbidități și îl trimit acasă, că nu-l primit, că a făcut timp plin de COVID. Nu merge! Așa e și cu legislația care a făcut-o. Cum să-l ții pe ăla acolo când trebuie să-i dai certificatul de deces? Că trebuie să-l duci acolo, să semneze, să-și ia document. Bine, situația extraordinară, e într-o măsură extraordinară. Nu e specificată în lege. Păi nu. Tocmai de-aia vă spun. A fost o situație extraordinară și astea sunt niște măsuri extraordinare. Nu există. Nu există. Trebuia să le... Nu există. Da. Doamna Luca. E bună torul ăsta de dezbatere. Domnul președinte, aș vrea să aduc în atenție executivului o problemă care mi-a fost semnalată de mai mulți cetățeni din zona Mircea Vodă. Este vorba de cimitirul din zonă. Se pare că sunt foarte mulți copaci destul de îmbătrâniți care, și parțial uscați, care pun în pericol, există pericolul ca la o furtună să cadă peste momentele funerare. Chiar există o solicitare, un cetățean a făcut o solicitare. Dați-ne numărul și numele, ca să verific unde s-a blocat, vă rog. Iunie a făcut solicitarea, are cererea numărul 34.487. Cristu se numește. Cristu? Cristu, da. Cristu sau Cristu? Cristu Lucian. Chiar la momentul fiicei dumnealui este un copac de genul ăsta și se pare că problema există și în celelalte cimitire. Ar fi bine ca administrația să inventarieze și nu să avem niciun fel de problemă și verificăm și unde s-a blocat aici. Da, am notat-o, 34.487. Din 3.6.2021. Nu află la stații verzi, ești farbace, să știți. Da, sigur. Vă mulțumim, doamna Luca.